Derby pentru Europa, Rapid Poli Timișoara. Sunt Cosmin Băleanu și vă invit să rămâneți alături de Canal D pentru o partidă deschisă oricărui rezultat. Timișoara nu a mai pierdut în Giulești de 4 ani și vine pe terenul Rapidului după cele mai bune rezultate de la revenirea în prima ligă acum 6 ani. Giuleștenii revin în fața propriilor suporteri după o victorie la Galați, primul succes în acest an după ce giuleștenii au pierdut pe teren propriu cu Universitatea Cluj și au fost și eliminați din Cupa României de Unire a Urziceni. Lupta în fruntea clasamentului se ascute, Steaua a câștigat în deplasare la Târgu Jiu, Dinamo nu a reușit să bată Farul pe teren propriu, astfel că miza Cupei UEFA este extrem de importantă, mai ales urmarea evenimentelor și din Cupa României. Finalistele ultimei ediții se întâlnesc în această seară, dar atât Rapidul cât și Poli Timișoara au părăsit Cupa României. Haideți să vedem foarte repede cele două formații pe care le urmărim în această seară. Oaspeții Timișoara începe partida de aici din Giulești cu Popa, Brezinski, Aliuță, Arvan Caramian, Arman Caramian, cei doi frați gemeni sunt titulari la Poli Timișoara în această seară. Borbei, Gigel Bucur, Cânu, Milhazeș, Bădoi și Abiodun. Formație interesantă pregătită de antrenorul Dușan Uhrin, care la rândul lui revine aici din Giulești, dar voi reveni asupra acestui aspect. De cealaltă parte, formație interesantă, alcătuită și de Mircea Rednic, Coman, Stancu, Sesinia, Grigorie, Grigore, Pancu, Burdujan, Săpunaru, Marius Constantin Maftei și Buga. Sigur, v-am prezentat cele două echipe în ordinea numerelor de pe tricou. Interesant, la Rapid sunt titulari în această seară Burdujan și Buga, fotbaliști care nu cu mult timp în urmă nu mai făceau parte din lotul Rapidului. O formație interesantă, dacă ne gândim că pe banca de rezerve a Rapidului sunt fotbaliști ca Dică, Boia, Lazăr sau Herea. Nu reușește preluarea, e adevărat un stop pretențios pentru atacantul Rapidului, mai ales că era lângă el. Borbei greșește, Popa! Să vedem decizia lui Cristi Balaș. Pentru Stancu, va fi corner. Dinamo a pierdut două puncte extrem de importante pe teren propriu cu Farul Constanța. Lupta este extrem de încinsă și în subsolul clasamentului. Pancu, șutul de la distanța lui Pancu. Poate cea mai periculoasă fază de poartă. Poziție de offside anulată de Marius Constantin. Poziție regulamentară, bună, pasa lui Gigel Bucur. Sprintează Gigel Bucur în careu. Preferă șutul direct pe poartă Arman Caramian. Pentru Stancu, pentru Buga! Să notăm aceasta ca fiind una dintre marile ocazii ale partidei. Sprintează Arman Caramian în centru, această pătrundere a lui Gigel Bucur. Gigel Bucur la marginea careului, întâmpinat de Maftei, încă un dribling, cade, lasă mingea până la Caramian, șutul lui Aliuță. Ca timișorenilor, se trece repede dintr-o jumătate în cealaltă, dar lipsesc ocaziile de poartă. Învăluie Bădoi, primește acum Bădoi de la Gigel Bucur în careu, nu este decât Arman Caramian. Gol! Timișoara deschide scorul aici în Giulești. Am avut impresia că rapidiștii s-au oprit, crezând probabil că mingea a ieșit în afara terenului. Da, a ieșit mingea. Mingea a ieșit. Din ce se vede din acest unghi, mingea a ieșit înainte să centreze. Bădoi. Grigore, Nicolae Grigore, întâmpinat de Aliuță. Pancu pasă cu călcâiul pentru Sesinia. Sesinia șutează pe jos, se reține portarul Popa. Aproape de un autogol timișorenii. Gajare la fel de bună a lui Popa. Pancu pentru Grigore, întâmpinat de Aliuță. În dreapta este Grigorie. Pancu preferă șutul de la distanță, exact pe direcția portarului Popa. Cu Grigorie. Gata să-l surprindă pe portarul Popa. Nu știu dacă nu cumva a fost o minge deviată. Sunt ultimele 15 secunde ale acestei prime reprize. Mingea să cadă, Grigore presat de Abiodun, este forțat să-i trimită portarul lui Dănuț Coman. Din nou greșeală, este offside după părerea mea, dar Gigel Bucur ratează o ocazie monumentală. Gafe ale celor două defensive, pitiștii
driblingurile lui Sesinia, centrare spre colțul lung, nu este nimeni acolo. Giuleștenii joacă de parcă ar fi ultimul minut al meciului din ultima partidă a campionatului. Grigorie din prima pentru Burdujan. Burdujan iese și îl blochează acolo Bădoi. Buga, vă spuneam, surprinzător felul în care a alcătuit primul 11 Mircea Rednic. Buga și Burdujan au fost titulari. Iese Buga acum și intră fotbalistul care a marcat golul victoriei pentru Rapid la Galați. Tot acolo este și João Paulo. Iese Sesinia. Și intră João Paulo. Pinto. João Paulo Pinto. Cornerul lui Pancu. Tot la Pancu revine această minge. Maftei ratează singur din 7 metri. Plăcut, da. Pentru Timișoreni. Burdujan folosește numai piciorul stâng. Centrarea lui Ionut Stancu. Un alt stângaci. Minge scoasă pentru Grigore. Și scoate Popa. Ce ocazia lui João Paulo. Portughezul ratează o ocazie monumentală. Intervenție fantastică a portarului Popa. Un portughez care a preferat un șut în forță. Iată reluarea. Șutează Grigore. Minge oprită de Cânu. Și apoi Popa face un zid în fața porții din 6 metri. João Paulo ratează. Portughezul a avut o ocazie bună și în partida cu Universitatea Cluj dintr-o poziție mult mai grea. Dar mai departe de poartă, șut direct pe poarta lui Ionut Stancu. Vă spuneam, Rapidul a câștigat acasă doar 18 puncte, iar din deplasare giuleștenii au adunat 26. Hands! Au cerut hands acolo giuleștenii. Se duc la arbitrul asistent. Octavian Șovre, meci greu pentru arbitrul asistent. Să vedem decizia. Cristi Balaș rămâne departe de arbitrul asistent. Da, este hands la marginea careului, e adevărat. Paulo n-a reușit preluarea. Acum Nicolae Grigore. Șutul lui Nicolae Grigore pe lângă poartă. Grigore pentru Pancu. Mult a alergat Pancu. Excelentă pasa lui Pancu pentru Ionut Stancu. Are nevoie de preluare. Centrarea lui Stancu. Minge deviată de Maftei și va fi o repunere din colțul careului mic. Pancu va șuta oare direct pe poartă? Da, pe poartă, la colțul scurt. Execuția lui Pancu n-a fost un șut foarte puternic, dar extrem de greu pentru portar, pentru că mingea a sărit exact în față. Către el se duce această minge, dar a fost stopată de... Nu este gol, a fost șutul lui Marius Constantin, fusese o minge stopată de Burdujan. În reluare, șutul lui Marius Constantin, singurul său gol pentru Rapid a fost marcat împotriva fostei echipe a lui Dușan Uhrin, Vlada Boleslav. Avertizat acum Popa cu cartonaș galben. 5 cartonașe galbene în acest meci, toate arătate timișorenilor. Iată cât de puțin a trecut pe deasupra porții această minge și reacția lui Marius Constantin. La 3 puncte, iertați-mă, de Steaua și Rapid. Poziție regulamentară pentru Artiom Caramian, șut spre colțul lung. Ce ar fi fost ca frații Caramian să înscrie în poarta Rapidului în această seară? Am intrat în minutul 90, ați auzit probabil că se scandează demisia aici în Giulești. Sigur, se întâmplă asta de o bună perioadă. Campionate, Rapidul nu a pierdut niciodată mai mult de 2 meciuri pe teren propriu. În ultimii 11 ani, Rapidul n-a pierdut mai mult de 3 meciuri pe propriul teren. Au fost chiar sezoane în care rapidiștii n-au pierdut niciun meci pe teren propriu. Ei bine, deja au 3 înfrângeri. Cristi Balaș a prelungit cu 30 de secunde această partidă față de cele 3 minute. Timișoara câștigă în Giulești. Ce luptă va fi pentru poziția a doua în clasament. Greu de imaginat cât vor regreta dinamoviștii punctele pierdute în această seară cu Farul Constanța. 44 de puncte, egalitate între Steaua și Rapid. Urmează Poli Timișoara pe locul 4, 42 de puncte. Unirea Urziceni și Dinamo, FC Vaslui, greu de anticipat.
cine va câștiga lupta pentru poziția a doua. Rapidiștii protestează în fața brigăzii care a arbitrat acest meci. Se va discuta mult pe marginea partidei.